Mexi bevanga sitlan. Și bine v-am găsit la un nou Q&A pe acest canal. O să vă răspund la niște întrebări, dar la vreo câteva întrebări. Deci, hai să începem, să nu mai stăm pe rând. Dacă vă place, uitați de la subscribe și hai să începem. Prima întrebare este de la Giulia Codat. Întrebare perversă. Ce culoare este tricoul de pe tine? Eu cred că roșu. Da. Următoarea întrebare. Silvia Hrihor, ce mărime porți la pantofi? Cât un pantof normal. Ale Alexandra Pop, care a fost numele ultimei tale iubite? Blu! Blu! Nu trebuie să știți. Carla Diana, de ce să taci când poți să nu vorbești? Păi, ce spun? Trebuie să taci atunci când ți se spune să taci. Trebuie să vorbești atunci când vrei tu. Adică când ceilalți doi care vorbesc, m-am făcut eu un lucru, lucru care mă enervează, cum ar fi dacă doi oameni vorbește bani și tu ți-ai bătaie. Mai bine taci. Următoarea întrebare este de la Alex Brumar. Ce nume de mașină ai vrea să aibă nepotul tău? Păi stai să mă gândesc, poate o să am nepot sau nu o să am. Eu știu ce firmă. Cum îi spune, mă? Mercedes. Da. Mercedes. Merțan. Următoarea întrebare este Diana Dam Dump. Care este fructul tău preferat? Păi n-am fructul. Mie îmi place foarte mult pepenele. Pepenele galbe. Îmi place. Mănânc, mă balonez imediat. Următoarea întrebare este de la Mircea Pop. Ai mânca vreodată? Ai mânca mici cu topping de ciocolată? Bă, eu aș mânca numai dacă m-ați provoca. Aș mânca. Alin Somni, când ai de gând să faci prima beție? Sau dacă ai făcut-o, spune-o. Păi, n-am fost niciodată beat. Când eram mic, odată am încercat să mă îmbăt cu batoane de alea rom. Odată am mâncat vreo 5, vreo 6, vreo 10 și apoi mă duc capul și am început să vomit. Următoarea întrebare este de la Romina Maria Tat. Ce îți place cel mai mult? Mate sau română? Păi mie îmi place mai mult să zic așa. Amândouă îmi plac, și mate și română. Amândouă sunt importante. Dar mai mult îmi place română. Mai mult îmi place mate. Mai mult îmi... Amândouă, na. Nu pot să mă hotărăsc. Următoarea întrebare. Ștefania Ștefi, te-ai tăiat vreodată cu lamă, compasul? Nu! Nu, că știu că sunt alte femei care se tau aici, așa. Compasul și cu cuțitul, cu lamă, că vai că s-o despărți pentru un băiat, eu nu fac așa ceva. Următoarea întrebare. Cătălin Andrei Hirceagă. Ai avut iubită? Da, am avut iubită. Ciudă. Și ultima și nu de cea din urmă întrebare. Ciorbă mare. Ce vrei să faci în continuare pe canalul tău? Băi, pe canalul meu aș vrea să fac în continuare vlog. Dacă îmi iau laptopul ăsta și gaming, deci... Lumei bun, cam atât a fost cu acest Q&A. Dacă mai vreți Q&A, lăsați-mi întrebări în secțiunea de comentarii și pe Facebook-ul din descriere. Deci eu am fost Noțu. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa!